Pentru băiatul un an și mare și pentru fata lui, pentru regina lui, să-i dea Dumnezeu noroc. Bineînțeles pentru socru mare și pentru copiii lui, pentru socru mic, familia lui, copiii lui și pentru toți invitații prezenți, fără nicio diferență. Cele mai adevărate cuvinte pentru nașul mare și pentru familia lui, pentru copiii lui, să-i dea Dumnezeu noroc și bineînțeles pentru socru mare și socru mic, toți invitați. Ia un nașul mare. Ce zice? Doamne, cine-mi dă mie putere când trec prin momente grele? Ăștia sunt copiii mei, ăștia sunt copiii mei, lumina ochilor mei. Mă ușor spate. Ia-o ce zice. Doamne, toată viața m-a alergat, toată viața m-a alergat, poate umblam supărată. Pentru copilașii mei, pentru copilașii mei, lumina ochilor mei. Au să repet o strofa asta frumoasă. Ia auzi. Doamne, cine-mi dă mie putere când trec prin momente grele? Ăștia sunt copiii mei, ăștia sunt copiii mei, lumina ochilor mei. Eu sunt omul care poate, eu sunt omul care poate să lupte și zi și noapte. Doamne, să lupte pentru copii, să le facă bucurii, an de an și zi de zi. Copiii mei, copiii mei, o, cum muncește tata pentru voi, că voi sunteți averea mea. Of, mila-n și puterea mea. Atențiune! De la doamna Monica, de la nevasta lui Valentin, pentru Costi, pentru băiatul ei, pentru Valentin, pentru Țoncu, Larisa, viața ei, și pentru Darius, pentru nășicu mare, nașa mare, și pentru toată lumea de la doamna Monica, 2 milioane, să-i dea Dumnezeu fericire. Încă o dată, refer. Copiii mei, copiii mei, muncește tata pentru voi, că voi sunteți averea mea.
copiii mei. Muncește tata pentru voi, că voi sunteți averea mea, mila și puterea mea, atunci când noi mai puteam. Atențiune de la nânși cu mare! Pentru scumpul lui băiat, pentru Alex, pentru fata lui Cornelia, pentru Costi, pentru ginerele lui, pentru toți nepoții lui și pentru toată lumea prezentă, socru mare, socru mic și toți invitații de la nânși cu mare, să rămână să-i grească copiii lui 50 de euro. Pentru băiatul lui, pentru Alex și pentru fata lui Cornelia și pentru ginerele lui, pentru Costi. Toți nepoții lui și toată familia lui. Au ce spune strofa asta. Doamne, am și eu în pădă. Doamne, o dulceață de baia. Doamne, ce mult îl iubesc, Doamne, ce mult îl iubesc, e regele meu Alex. Doamne, ce băiat mi-ai dat, Doamne, e ca ochii mei din cap, Doamne. Doamne, ce mult îl iubesc, Doamne, ce mult îl iubesc, iar regele meu Alex. I-auzi. Dar mai am pe cineva, dar mai am pe cineva, Cornelia, viața mea, Doamne. Sunt cel mai fericit tată, sunt cel mai fericit tată, că am și băiat și fată. Copiii mei, copiii pentru voi, că voi sunteți averea mea, mila și puterea mea. Copiii mei, copiii mei, muncește tata pentru voi, că voi sunteți averea mea, mila și puterea mea, atunci când voi mai putea. Și o strofă frumoasă pentru toți care avem fete și în ultimul rând pentru socru mic și pentru prințesa lui, pentru Beatrice, pentru domnul Mutu și pentru toate fetele lui, să-i dea Dumnezeu noroc. Ia-uzi! Au ușor, Tomă. Au ce zice. E bine să ai și fete,
să-i milă la bătrânețe. Să-ți dea o cană cu apă, să-ți dea o cană cu apă, să strige din suflet, tată. De la socru mic, de la domnul Mutu, pentru prințesele lui, pentru Denisa, Larisa, Elisa și Beatrice, miresica din această seară, de la socru mic, de la domnul Mutu, două milioane să rămână la copiii lui. Și pentru fata lui cumnatului, al lui domnul Cristi, Ada, să-i dea Dumnezeu fericire și pentru toți care au fete, să repetă strofa asta. Din partea lui socru mic, de la domnul Mutu. Ia-o-s. Ia-o un socru mic. Doamne, e bine să ai și fete, să-i milă la bătrânețe. Să-ți dea o cană cu apă, să-ți dea o cană cu apă, să strige din suflet, tată. Ia o ce zice. Bă, Denisa, o iubesc, o fădă la să mă topesc. Dar mai este cineva, e Elisa viața mea. Dar mai e fata din vis, e regina Beatrice. Fetele mele, fetele mele, ce mare putută ele. Astea-s florile lui tata, una mai dulce ca alta, una mai dulce ca alta. Fetele mele, fetele mele, ce mare putută ele. Astea-s fetele lui tata, una mai dulce ca alta, una mai dulce ca alta. Atenție! Din partea lui domnul Cristi Cartop, pentru fetele lui, Denisa, Iasmina și Rebecca, să le dea Dumnezeu fericire din partea lui Cristi Cartop, pentru fetele lui și pentru toți care avem fete. Să rămână din suflet încă o strofă frumoasă. Ia-o-zi. E bine să ai și fete, e bine să ai și fete, să-i milă la bătrânețe. Doamne, să-ți dea o cană cu apă, să-ți dea o cană cu apă, să strige din suflet, tată. Am trei fete cu noroc, am trei fete cu noroc, pentru ele intr-un foc. Astea sunt florile mele, astea sunt florile mele, mare foc mai am de ele. De la doamna Monica, pentru fetele ei, pentru Mona Lisa, Beatrice, Evelin și pentru Anais
Și pentru băieții ei, să rămână să-i dea Dumnezeu fericire. Și pentru nepoții ei. Și pentru bărbatul ei, pentru Guțu, să-i dea Dumnezeu fericire. Auzi! Să mai repede o altă strofa asta. Special pentru toți care au fete. Pentru socru mic, pentru domnul Mutu și fetele lui, domnul Cristi Cartof și fetele lui și fetele la toată lumea. Iauzi! Iau ce zice. Astea-s fetele lui tata, una mai dulce ca alta. Astea sunt florile mele, mare-n foc mai am de el. Atențiune! Din partea lui domnul Sorin, băiatul Dorel, pentru fetele lui, Alexandra, Denisa, Valentina Esmeralda, băiatul lui Francisco și nepoata lui Fernanda. Să-i dea Dumnezeu fericire din partea lui Sorin, al lui Dorel, pentru copiii lui, fetele lui, băiatul lui și nepoțica lui. Și pentru copiii la toată lumea, să rămână adisul. Ia-o-s. Că e bine să ai și fete, e bine să ai și fete, să ai milă la bătrânețe. Atunci când ți-o fi rău, să stea lângă capul tău, să-ți dea o cană cu apă, să strice din suflet tată. Astea-s florile lui tata, una mai dulce ca alta. Fetele mele, fetele mele, eu mare foc mai am de ele. Astea-s fetele lui tata, una mai dulce ca alta, una mai dulce ca alta. Cine-mi dă mie putere, cine-mi dă mie putere, omă când trec prin momente grele, ăștia sunt copiii mei, lumina ochilor mei. Cine-mi dă mie putere, când trec prin momente grele. Tiba de lui Paul, pentru copiii lui doi băieți și o fată. Tiago, cel mai mare, Iosif și Jacqueline. Să-ți trăiască copiii tăi. De la Paul pentru băieții lui, pentru Tiago, Iosif și fata lui Jacqueline. Să-i dea Dumnezeu fericire, puterea și forța lui Paul, copilașii lui. Să-i dea Dumnezeu fericire. Încă o dată refrenul ăsta frumos pentru fetele lui Sorin Cartof, fetele lui domnul Sorin al lui Dorel, socru mic, după care am și o strofă pentru Paul și pentru copiii lui. Ușor copilași că ne lovim. Ha! Fetele mele, fetele mele, eu mare foc mai am de ele. Astea-s fetele lui tata, una mai dulce ca alta, una mai dulce ca alta. Să rămână să mă trează copiii. Și mai am și ultima strofă, să nu plictisim, două minute pentru Paul și pentru copiii lui, după care dăm drumul la sistem. Pentru Tiago, pentru Iosif și pentru...
pentru fata lui, pentru prințesa lui, Jacqueline. Ia uzi. De vlame ia ca ai moilor, me ia ca ai moilor, o diago mai bago. O diago mai baro, o si te vlamo chavo, me ia ca ai moilor. Dar mai e Iosif al meu, dar mai e Iosif al meu, viața și sufletul meu. Eu la Dumnezeu mă închid pentru viața mea, Jacqueline. Sunt cel mai fericit, tată, am doi băieți și o fată. De la Calu și Flori, pentru fata lor, pentru Alexandra și pentru nepoții lor, să le dea Dumnezeu fericire. Doi băieți, doi gemeni. Da. Ia-o-ți. Copiii mei, copiii mei, ce moare Paul după ei. Moceaua o mai mare, si te vlam o diaco, o Iosif o bactalo, hai janelo de noros. Să rămân la faule, strase copii, să nu exagerăm, îți cer mii de scuze. O strofă atât un minut. Și bineînțeles pentru domnul Calu și fata lui Alexandra. Și pentru nepoții lui domnul Calu. Ia-o-zi. Ultima strofă. Ia-o-zi. Sunt cel mai fericit, tată, am cea mai frumoasă fată. Ce spune domnul Calu? Alexandra, dacă o vedeți, Alexandra, dacă o vedeți, nu o dau pe zece băieți. Hai Calule, hai că poți, hai Calule, hai că poți, ai cei mai frumoși nepoți. Ai familie frumoasă, familie norocoasă, știe bine pământul, e mândria lui Calu. Să rămână să vă dea Dumnezeu sănătate.